Un moldovean de 43 de ani și-a pierdut viața într-un accident teribil pe o șosea din Statele Unite ale Americii. Bărbatul împreună cu familia sa era stabilit de mai mulți ani în state și lucra ca șofer de autocamion. În data de 4 septembrie a murit după ce tirul său a intrat într-o coliziune violentă. Potrivit presei locale, totul s-a întâmplat pe o autostradă din Ohio, SUA, după ce o semiremorcă a fost lovită din spate de un tir, iar acesta a fost tamponat violent de un alt camion, la volanul căruia se afla moldoveanul de 43 de ani. Din cauza impactului puternic, remorcile ambelor camioane au izbucnit imediat în flăcări, incendiul fiind extins și asupra capului tractor în care se afla șoferul din Republica Moldova. Incendiul a fost atât de puternic încât a făcut vehiculele scrum în doar câteva minute. Autoritățile din Statele Unite au declarat că șoferul moldovean a decedat pe loc. Un alt șofer s-a ales cu rănișoare, iar cel de-al treilea a scăpat nevătămat. Moldoveanul decedat era înstabilit în SUA împreună cu familia sa, având la întreținere 4 copii.